Salutare, jupânilor! Eu sunt Cocomin și bine v-am regăsit la un episod din seria noastră de rol pe Dumești. Ei bine, jupânilor, înainte de începe acest minunat episod, v-aș ruga tare mult să apăsați acolo butonajul de subscribe, pentru că foarte mulți dintre voi încă nu sunteți abonați și, bineînțeles, dacă aveți vreo nelămurire sau vreo problemă, nu ezitați să lăsați acolo un mare follow la pagina de Instagram din stânga jos, un mesaj, iar eu o să vă răspund într-un timp cât mai scurt, așa că haideți cu mare follow și noi să trecem la episod. După cum puteți vedea, jupânilor, suntem de data asta la fermă și astăzi trebuie să mergem cu o mică treabă, așa că haideți să ne urcăm în UTB. UTB-ul ăsta pe care l-am reparat până la urma urmei, pentru că și așa trebuia să-l repar. După aia m-am gândit să-l vând și o să văd dacă îl vând sau îl dau la schimb la alt nene. Așa că până atunci o să-și mai facă treaba de aici pe acolo. I-am aprins și girofarul. Am trebuit să mergem până la băieții de la complex, pentru că trebuie să luăm de acolo o remorcă, cărora le-am împrumutat-o eu acum vreo, cred că 2 săptămâni. Trebuie să strângem niște baloți, că avem niște baloți care sunt pe câmp și nu i-am mai luat de mult timp. Și am zis, băi, mi-a zis Neanelu, vezi că ai niște baloți pe câmp acolo. Mi-a zis locul exact, așa că o să merg să iau, că până la urmă doar nu o să fiu nebun și o să îi las acolo pe câmp, vă dați seama. Am să mergem și noi cu TBS-ul frumos, pentru că da, până la urmă am zis că iau UTB-ul, dacă tot l-am reparat, să-l mai scot la o mică plimbare. Hai să tragem aici geamul, că se face curent și din toate părțile. Hai, tată, să tragem un pic și ușița, bun. Și hai că parcă acum merge mai viteză, are un pic de aerodinamică mai mare. Am, ce să mai, vă dați seama că dacă strâng baloții, o să trebuiască să-i vând, că nu o să-i țin, că n-am ce să fac cu ei. Și sunt de amici în primul rând, adică ei amici, vă dați seama că repejori îi vindem. Ei amici știți cum se vând, ca pâinea caldă, serios de nu. Eu nu mai am acum baloți de amici, mai am vreo câțiva păstrați pentru mine, dar de vânzare nu mai am. Că i-am vândut pe toți, băi, cred că am vândut peste 3000 de baloți într-un timp foarte scurt, în vreo 2 săptămâni. Pe prin sape la oameni în mare parte, după aia a mai venit o comandă. Am mai vândut un camion cu vreo 200 de baloți. Vă dați seama, deci mulți baloți am vândut într-un timp scurt. Dar în mare parte pe la oameni, prin sat. Pentru că, vă dați seama, oamenii la noi au, mai sunt oameni care au animale, vă dați seama, vaci, porci, cai. Și, na, cumpără oamenii, că n-au încotro. Aveam și un preț bun la ei și na, mai sunt oameni, mulți oameni care au iepuri. Cresc iepuri și mai pun pe acolo la pe la iepuri, pe acolo paie, treburi de astea, vă dați seama. Și na, până la urma urmei na, i-am vândut și i-am făcut niște bănuți acolo. Acum hai să vedem de remorcă. Uite că au scos și remorcă deja băieții pe aici. Eu i-am zis că o să vin astăzi, mai pe seară, dar nu le-am spus ora exactă. Dar hai că o să luăm, bineînțeles, frumos remorcă, o să o cumplăm aici. Asta pe care o știți cu toți, a stat în garaj acolo la purcei destul de mult. Haideți să ne osuim în tractorel și să mergem să strângem noi baloții aia de pe câmp, pentru că cât să stea și ei acolo, nu săraci baloți. Cât să stea și ei, că deja au câteva luni bune, cred că, de când toți stau acolo pe câmp. Acum hai să vedem, dăm un semnal aici la dreapta. O luăm pe aici că e scurtătură mai mare. Și da, ce să mai. Ia uite tata ce și-a luat nea Costicuță. Ia uite. Și-a luat din mai jeepul, bă, băiatule, fii atent și tu aici. S-a noit un pic nea Costicuță. S-a noit un pic nea Costicuță, n-am ce zice, hău tată. Uite, vezi? A muncit omul și a cumpărat jeep. Am auzit că și-a luat ceva mașină, dar nu exact, n-am înțeles exact ce model. Uite că și-a luat un dita mai ce era, Toyota, nu? Am văzut eu bine la prima vedere. Da, bă, lasă-vă să fie într-un ceas bun fiecare. Eu mă bucur că văd așa oameni care se noiesc cu mașini, cu treburi, socoteli. Chiar așa, uite că aici am niște sorică pe care trebuie să o trăier. A mai rămas niște sorică, uite că pe asta n-am ajuns o treier, dar o treier eu nu-i problemă. Și da, prin zona asta, oricum o să trebuiască să mai băgăm la arat, pentru că mai avem ceva de băgat la arat, așa că na. Să vedem de baloți, nu? Mai în față un pic sunt, sunt baloți un pic mai în față, uite acolo, deja i-am văzut, mai sunt pe partea aia altă din zona cealaltă, deci avem vreo câțiva baloți, într-adevăr.
Ia să vedem noi. Hai că din partea asta am strâns, acum să vedem în partea cealaltă. Am strâns vreo câțiva baluți din partea asta. Ia să vedem, să o luăm pe aici și... Dar nu știu dacă pe aici pot să ies dincolo de râu, dar voi vedea. Poate putem ieși, dacă nu o luăm prin râu, să vedem dacă putem. Am nebunit și eu ce am zis acum, o iau prin râu dacă e. Dar să văd dacă pot, dacă pot eu aș lua-o, nu-i problemă. Aș lua-o și prin râu că până la urmă merge tractorul, dacă tractorul îi dă ce are. Pe aici nu, unde mai erau, mă, baloți? Pe acolo? Parcă văd ceva sau mi se pare. Hai că o luăm mai în față un pic. Să vedem pe aici ce mai avem. Dacă avem baloți, da, avem, uite. Aha, și încă câți, ia uite. A, uite, tată, câți baloți avem pe aici. Mamă. Jupânilor, am pus vreo 2 baloți, într-adevăr. Au mai rămas vreo câțiva pe aici, dar o să-l mai trimit pe nean, el mai pe seară să-i mai ia. Ia uitați, au mai rămas vreo 20. Acum, na, o să merg cu încărcătura asta până la urmă, o să o iau și o să o duc acasă, n-am ce să fac. Ați văzut, am pus și prin vârf și peste tot aici, am pus de maloa naiba. Ama, hai să ne urcăm înapoi în tractorel și să... Ia, hai că nu mai trag nicio ușor nici nimic, o iau așa ușor. Și vin pe unde m-am... mă întorc pe unde am venit pentru că, na, până la urmă aia e. Avem 161 de baloți, vedeți. Deci, o încărcătură destul de mare, aș putea să zic. Avem niște baloți chiar... Hai să nu se răstoarne, că dacă s-a răstornat pe aici, baloții ăștia mai stă naiba să-i mai încarce în remorcuța asta, că când am încărcat și eu în remorcuța asta, de m-am plictisit baloții ăștia, da? Lasă, că stau văd că cât de cât pe acolo. Hai să mergem să-i ducem și noi, pentru că mai avem și alte treburi de făcut, nu numai de strâns baloți. Am zis, bă, hai că-i strâng în mare parte, mă mir cu nenu, i-au mai furat, băi, cred că a știut, cred că bănuiesc a cui sunt și am zis, băi, ăsta cam le supraveghează zonele și a zis, băi, dacă le luăm, gata, cam se știe cine e. Da, bine, cred că dacă le luau, acum vă dați seama că cine ești tătea să-i caute pe care mi-au furat baloții, că și vina mea că i-a lăsat acolo. Uitasem de ei că, bă, da seama, mai uiți că ai o grămadă de treburi și mai importante. Da, na, până la urma, e, uite că nu i-au furat băieții. Am hai să vedem și noi cum ieșim de pe aici. A, uite, ce frumusețe de mașină. Băi, îmi place la nebunie mașina lui Nea Costică. Băi, să-i fie într-un ceas bun, băi, să se bucure de ea omul. Chiar e mișto mașină, n-am ce zice. Chiar îmi place, mie unul chiar îmi place mașina. Și ziceți voi dacă nu merită episodul un mare like, bineînțeles, să strângem multe like-uri, haideți acolo în forță și bineînțeles pe Instagram. Dați un follow acolo dacă aveți vreo problemă, eu încerc să vă ajut, dacă bineînțeles lăsați un mesaj și un follow. Așa că haideți în forță și bineînțeles noi acum să ducem și noi baloții ăștia până la urma urmei, să-i ducem direct acolo. Să vedem unde să-i punem, nici nu știu să vă zic sincer. Îi duc la fermă, dacă nu la stână, nici nu știu pe unde n-ai mai să-i mai pun și pe ăștia, că sunt destul de mulți, într-adevăr, am 161 de baloți. Oricum o să-i vând zilele astea, nu stau eu cu ei, că n-am ce să fac, vă dați seama, ce naiba să fac eu cu atâția baloți, n-am ce să fac. Și doar n-am iepuri sau ceva. La cai am baloți de aia mari, la vaci tot la fel, la oi nu mai zic, adică nu stau eu, n-am ce să fac cu ei, pur și simplu. Am zis, hai că-i strâng, că păcat de ei, vă dați seama, dar nu, n-am ce să fac, oricum, ia să dăm un semnal, uite că merg și semnalizările de la remorcă, asta e o treabă bună, că îi merg semnalizările. Am hai să o luăm la dreapta și dă-i gică tot în față, să vedem pe unde putem pune și noi baloții ăștia, că mulți mai sunt, băi băiatule, mulți mai sunt. Mă mir cum de-au încăput măcar în remorcuța asta cât de cât, dar am mai pus și o supraetajat, vedeți și voi, destul de mare am făcut. De-am cu ea să o luăm mai pe dreapta, că poate vine vreun nene, stai să trag și ușa, că să văd și eu un pic în oglindă. Poate vine vreun nene și vrea să intre în depășire și nu vede de remorca asta mare. Atât și dă-i tată, tot în față, ia uite ce frumos o ia. Uite-te și tu la superbitatea asta de tractor. Cu tractorul e frumos, nu zic că nu, dar a fost cam stricăcios. L-am prins cam nasol, să vă zic sincer. Când l-am cumpărat, l-am prins cam nasol și uite că s-a stricat ușor. Eu am avut grijă de el, dar dacă n-a fost întreținut dinainte cum trebuie, ce aș fi putut să-i fac? Las că las eu tractorul aici mai întâi deocamdată, că și așa n-am ce să fac.
cu el acum. Îl las aici, văd eu mai pe seară pe unde îl pun, dacă nu îi vedea. Oricum găsesc eu variantă pe unde să-l depozitez. Hai că las și ușa de la tractor un pic să se mai aerisească un pic. Da, ce am zis că fac? Ia să luăm noi un pic aici. Luăm uite că-mi și scapă Belarusul ăsta, tu-i mama lui de Belarus. Să-l băgăm în viteză și hai tata să mergem cu el la treabă, că nu se mai poate. Tot am zis că fac o parcelă pe aici prin zonă. O fac din pârloagă, o transform într-o parcelă. Dar acum să vedem dacă avem și cum. Că vă dați seama, e mult și pe la fermă de treabă, e chiar foarte mult. Ia să dăm noi un semnal la dreapta. Oh, tata, ho. Și să ne băgăm și noi pe drum aici un pic. Ia uite, ia uite cum trage UTB-scul ăsta. N-ai treabă cu el. UTB-scul ăsta, uite că mă și bâlbâi, băi, acum, fii atent. Că mă și bâlbâi. Dăm aici un semnal la stânga și... Atâta, hai că vedem noi cum ne încadrăm și pe aici și peste tot. Ia uite, tata, ia uite. Să vedem. Pe aici am zis că fac eu o parcelă, dar să vedem dacă am cum să mă încadrez cu terenul. Cred că mă încadrez eu destul de bine. Dar hai să vedem acum. Să băgăm și noi, tata, să băgăm și noi un pic în pământ aici plugul și să vedem dacă o ia cum doresc eu. Pam, pornim. Hai, tata, ce-ai pățit? Hai să vedem. Pornim și noi aici arătura și hai, tata, îi dăm tot în față. Uite, cam așa o să iasă parcela. Și avem destul loc aici de făcut, vedeți și voi. Avem chiar destul de mult loc de făcut parcelă pe aici și... Hai, terenul nu-i foarte drept, dar se îndreaptă el până la urmă. Dintr-o arătură, din două, până la urmă tot trebuie să se îndrepte, nu? Acum noi încercăm să facem un teren aici, să vedem, sper să ne iasă. Acum vom vedea și noi, vă dați seama. Hai așa, hai că o luăm mai curmeziș, că n-avem altfel. N-avem altfel cum să o luăm. Ia să vedem, lăsăm jos plugul și dă-i, tată. Așa, ia uite, hai că se ia. Merge și așa. Păi da, dacă tot era teren aici și nu mai creștea iarbă și era așa, vai de steaua ei bătăturită, trebuia arată, trebuia plantată altă iarbă, am zis, băi, mai bine fac o treabă bună până la capăt și bag aici o arătură de aia plană și tot așa, voi mai vedea eu ce mai face. Să lăsăm plugul acum și ia uite, tata. Îi dăm în față, pornim și girofarul, dacă tot îl avem la Belarusul ăsta. Cam dârdie Belarusul ăsta din încheieturi, cam trepidează, dar merge el, n-are treabă până la urma urmei. Ia uite, ia uite ce parcelă faină facem noi aici, nu? Ziceți voi dacă nu este o parcelă chiar destul de măricică. Chiar măricică, pot să zic. Dați-vă și voi, chiar mișto. Acum o să-i fac eu mai întâi conturul, să văd... Poate stai așa că... Aici nu iese cum doresc eu. Trebuie să mă iau un pic după... Să mă iau un pic după drum. Nu, cred că o să o las așa. O să o las așa pentru că pe aici o să mai vină niște parcări. Mult spus parcări, dar o să mai plantăm un copac, doi. Pe aici să avem grijă că avem râul ăsta Dumești și să nu intrăm cu el. În el, pardon, să avem și loc să ne întoarcem, bineînțeles. Ia uite, vine într-un fel triunghiulară parcela asta. Cam așa, ceva de genul triunghiulară, dar oricum iese destul de fain, zic eu. Ia uitați. Pam, pe aici e un pic în deal, dar merge, mă zic eu. Hai să ne întoarcem și să-i mai... Hai că conturul l-am făcut, ce să mai... Și acum numai să arăm, asta ne-a mai rămas. Asta e un pic, tata. Hai că cu plugul ăsta văd că merge de crapă tot. Ia uite. N-ai treabă cu el. Chiar merge bine tractorul, uitați-vă și voi. Și da, ce să mai, acum să fac parcela aici, să o ar, bineînțeles, o să-mi ia ceva timp. Și o să se mai, eu zic că o să se mai îndrepte. Dacă o arăm de mai multe ori, zic eu. Bine, în timp, vă dați seama că, da, până la urmă, urmei aia e. Ia să o luăm aici la dreapta, așa, uite ce frumos este. Chiar este mișto, n-am ce zice. Stai așa că aici n-am luat-o cum a trebuit. O leacă mai în spate să mă dau acum, hai că i-am dat cum trebuie. Au ce frumos. Ziceți voi dacă nu merită acolo un mare like, nu? Să ridicăm acum plugul și să ne întoarcem iarăși. Ușor. Și plugul e frumos, n-ai ce zice. E și plugul frumos la treaba asta. Da, cam așa funcționează pe aici arătura. Dacă facem aici o parcelă din pârloaga asta, eu sunt mulțumit chiar foarte tare.
Adică n-am ce zice, dacă este aici o parcelă de aia blană, blană, n-am ce zice. Că și așa, până la urmă terenul v-am spus, nu-i nici drept, dar nu-i nici foarte, foarte denivelat. Merge, chiar merge foarte bine. A, uite, hai să ne ducem până în capăt acum, dacă tot am venit, nu? A, uite, da. Așa, am ajuns și până în capăt aici. Ridicăm, ia uite. Am aici acum, cred că un hectar. Am un hectar, cred că și ceva. Da, zic eu. Eu așa zic. Am un hectar și ceva acum. Da, ce să mai. Păi, jupânilor, cam atât a fost și cu acest minunat episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați acolo un mare, mare like, bineînțeles, un subscribe, să ne strângem peste 30.000 de jupâni. Pe data viitoare, vă urez numai bine și noi ne vom revedea, bineînțeles, în următorul episod.